cineva în calea mea în mansardă. Cum cineva? Aaa! Sunt băieții care lucrează acolo. Ne fac căldură să avem. Semăna cu un monstru. Și astăzi este weekend. Nu au ce căuta acolo lucrătorii. Mircea, e weekend, dar n-am reușit ceva acolo să finalizeze. Ce cu tine, Mircea? Dar pe ce ai cunoscut tu că era monstru? Avea jumătate de haină neagră și cealaltă albă. Păi ți-am zis, Mircea, că sunt lucrătorii noștri. Ori e murdar de praf, ori e vopsea vărsat peste el. Cine știe ce-a puțin? Nu-ți fă griji, totul e ok. Ce s-a auzit? Urlet! Așa nu fac lucrătorii. Cu siguranță nu, Mircea. Așa, unde e Matei? Ați auzit ce voi? Da, Matei. Atent, ne pregătim și vizităm mansarda. Încet. Uite-l acolo! Ce face? Bea un suc? Așteptăm ce mai e. Acum este prea matur. Trebuie să ne deghizăm. Plec să aduc machiajele pentru camuflaj. Hai încă o dată. 3, 2, 1 și... N-am înțeles. Ce e asta? Tati, de ce te-ai oprit? Nu cumva ți-e frică? Eu zic că așa e cu mult mai bine. Acum haideți să-l atacăm. Eu zic să le ducem și băieților să se camufleze. Dar totuși ce fel de monstru este ăsta? Nici nu întoarce capul ca să-l vedem. Câte? Păi, băieți, încoace repede. Stai că aici e dificil cu ea. Sau el? Cine era? Nu știu, ori ea fantomă, ori el monstru. Trebuie să ne pregătim mai bine. Da, să mergem nepregătiți în mansardă. Este foarte periculos. Câte cartușe avea, dar noi... Melissa, hai odată să-l atacăm. Dar cum să-l atacăm? Armele nu sunt încărcate. Bine că ai luat armele duble kickback. Avem șansa mai mare să-l doborâm. Mami, dar puneți și spațiul de stocare aici, două săgeți. Să avem rezervă. Da, într-adevăr. Oare monstrul ăsta are vreo armă? Ceva se vede, dar nu este clar. Eu propun să luăm prin surprindere. Melissa, tu la tași de sus, iar eu cobor pe funie jos. Zis și făcut. Ionuț, aruncă funia. Ionuț, ce ai făcut? Eu aș pușa lung. Da, doar că nu trebuia să o arunci pe toată. Nu, capăt, trebuia să o ții la tine. Nu știam ce vei. Da, mă duc să caut altă funie. Așa, fiecare trebuie să ne mascăm. Alegeți-vă câte o culoare. Mircea, tu? Albastru. Da, și eu. Aceasta. Dar sigur asta ajută. Nu știu, Mircea. Melissa a spus că așa fac toți care sunt implicați într-o operațiune secretă comună. Tati, oare așa trebuie să ne deghizăm? Eu mă îndoiesc. Nu cred că ajută. Pentru ce facem așa? E și sperie. Nu știu, Matei. Fetele au spus să ne deghizăm. Atât.
nu mi-au spus nimic altă informație. Dispirat, nu prea cred, dar de amuzat, mai ales tu, o să-i amuzăm la maxim. Nu știu, Mircea, dar știi tu vorba ce e? După râs, îi va veni și plâns. Haideți să mergem. Asta este Huggy Wuggy. Personajul acesta mie nu-mi place de fel și intenționat nu am privit absolut nicio poveste despre el. Nici nu recomand și nici nu voi privi. Atunci haideți să-l alungăm din casa noastră. Am plecat, dar să nu trageți până nu vă dau semn. Ce blaster ai luat tu? Ce-am găsit, aceea și-am luat. Voi toți v-ați luat blastere de tot felul, dar mie nimic. M-am luat și eu din garaj. Deci, trebuie să vă spun un secret pe care îl tot țineam de anul nou. Dar trebuie să mă destăinui chiar acum. Ce s-a întâmplat? Mircea, tu mereu îmi spuneai că vrei de anul nou să ai un cadou paintball. Și iată, eu am cumpărat. Dar l-am ascuns. Numai nu spune că este masardă. Și dacă l-a luat fantoma asta? Mircea, am două vești. Una e rea, dar alta nu prea bună. De la care să încep? De la ce area? Vestea proastă este că am ascuns-o de voi în mansardă. Dar nu vă faceți griji, am pus-o în safiu. Numai că am încuiat safiul, iar cheia am pierdut-o. Și tocmai de aceea am nevoie de o șurubelniță. Important să reușim să ajungem până la ea și după aceea să o deșurubăm. Am încurcat ținta. Las că-i bine. Se sperie și apoi va pleca. Wow, dar eu văd că el are altă părere. Ce fel de blaster este ăsta? Turbo Excel cu 28 de săgeți. Nu avem nicio șansă. Da, nu va fi simplu. Îl putem învinge doar dacă întindem o capcană. Așa, ce-i place lui? Gata, mi-am amintit! Lui îi plac îmbrățișorile, dar pe cât de inofensive par, atât de periculoase și sunt. Aha! Hai să vezi ce-i să îmbrățișezi tu, acuș. Coada calului să o broască de la ușă pe din afară. E bine înainte, căci știu unde este safiul. Okay. Curat. Thank you.
Dar ce? Nu rău ne-am camuflat. Observa, aș fi spus că am făcut-o intenționat. Cine a pus aici? Aceste clienți. Iată și Safie-ul. Gata, m-a dus la destinație. Unde sunt? Trebuie să-l ademenim să vină aici sus și apoi vei vedea ce vom face. Tu ce? Eu mă gândesc cum să-l scoatem din casă, dar tu îmbrădici mai sus. Nu sunt de acord. Ai încredere în mine. Eu cred că mai bine să-l înconjurăm. Poate vin și băieții și ne ajută. Tu ai 3 proiectile, eu la fel am 3. Eu anunț doar 2, dar el tocmai 28. Bine, hai să încercăm. Avem și rezerve. I-am zărit. Ce rapid este! Лиза! Acoperiți-mă! Mami, ține-te! Eu pregătesc capcana! Stai că Melissa avea un plan! Trebuie să-mi schimb locul! Ai împuiat! Dar lasă că te descui eu pe tine! Poate totuși sunt meșteri. Mă duc să verific. Este cineva? Iată de ce nu-mi place lumina cu senzor. Nu e nimic. Doar poate găsiți ceea ce caut. Cred că nu e nimic aici. Aici deja s-a terminat. Cred că am găsit vopsea. Așa. Și pensula. Să mă fac și eu jumate negru și jumate alb. Să crede că sunt fratele sau sora. Și să iau pistolul sau ce are ea. Și bum! N-am reușit. Trebuie să plec de aici cât mai rapid. Unde sunteți? Ieșiți! N-aveți nicio șansă! Blasterul meu este mai mare! Să fie mai sigur, îi vom pune și super glue. Peste tot. Uite așa. Hai, deschide o dată! De când aștept acest moment? Ah.
Este... Este... Acum niciun monstru din lume nu mi-e poate învinge. Hai pe gelul meu, X-Shot. Suntem de neînvins. Blastus, nu mișca! Nu mișc? Blasterul îl pui jos. Da, desigur. Îl pun jos. Lent, fără mișcări bruște. Că de altfel ce? Că de altfel, în loc de dinți, vei avea proiectile! Tu ce? Nu ai înțeles? Mâinile sus! Sus? Toate proiectilele de pe tine le pui acolo lângă blaster! Oricum n-am ce face cu ele. N-am cu ce le lansa. Poftim! Împinge blasterul și proiectilele cu piciorul aici la mine. Păcat, atât de puțin m-am bucurat de el. Perfect! Și acum spune-mi, unde sunt ceilalți din casă? Și vină cu mine! Să fac din tot blondința pentru mine! Ești! Aici ești cu siguranță! Atunci aici! Gata! Știu unde ești! Vin acum la tine! Acum și o să vezi! Te-am prins! Ce? Parcă nu te-ai auzit! Unde ai fugit? Te prind! La timp am șters Putina! Vai, câte blastere acumulate astăzi! Și proiectile! Tati, ce ține creierul ăsta în mână? Ceea ce ți-am cumpărat ție, Micea, pentru paintball. Cu 20.000 de biluțe care au vopseat ele! Cât? 20.000 de biluțe? Da, Mircea, la o singură încărcare poți să pui 5.000. Tati, eu niciodată n-am avut așa blaste. Nici eu, Matei! Hai, nu vă mai smeacăiți! Așa, eu voi simți în voi, cu dinții-și, și vom vedea în cine voi nimeri. Tati, ea încarcă toate regulile! Nu are voie să țintească în oameni! Crezi că ea are reguli în viața ei? Mă simt ca un câine dalmațiar, la figurat! Acum vom fi și la propriu, dacă țintește noi cu vopseaua! Nu poate! De ce? Păi, nu are biluțe. Biluțele sunt la mine. Blasterul acela n-are biluțe! Ce?
Ce joc straniu! Mircea, ia de jos blasterul și vină cu mine în baie. Noi plecăm să ne ascundem, Matei! Nu mai am săgeți. Le-ai irosit pe toate? Absânule! Hei, Huggy Wuggy! Ai rămas fără de proiectile? Le las și eu aici! Hai să ne luptăm egal la egal! Oare reușești să mă prinzi? Nu prea cred! Oh, păsărica a început să ciripiască! Las că vin eu la tine să te îmbrățișez! Ce a spus? S-o îmbrățișeze? Melissa nu-i permite! El are alt plan! Nu! Vin la tine acum! Mami, dar noi nu avem ce face! Trebuie cumva să-l capturăm! Intrați, băieți! Așa! Trebuie să preparăm biluțele! Dar ele nu sunt gata! În câteva clipe, Matei, doar câteva fire de biluțe de aici se transformă într-un sac de proiectile. Am pus prea mult, dar nu nimic. Avem nevoie de multe proiectile. Dar cum se prepară ele? Rețeta e simplă, se toarnă doar apă. Și doar așteptăm. Gata, biluțele s-au umflat. Doar să scoatem surplusul de apă. Și gata, avem vreo 5.000 de biluțe într-o singură cană. Parcă este Orbis, dar nu se sparge așa rapid. Dar unde punem biluțele? Uite aici, se stochează ele. Așa. Și încărcăm. Îl punem în blaster și blasterul îl întoarcem în gas. Și se încarcă, vezi? Iar acum hai să vedem cum funcționează blasterul nostru. Hai, tati! Cum, băieți, vă place? Da, sigur! Nu știe ea cu cine și cu ce are de furcă. Hai să ne caute! Sau să căutăm noi pe ea! Gata! Timpul a expirat! Iar cine nu-i gata, în locul lor, cu blasterul! Unde v-ați ascuns? Unde sunteți? Se aud din partea cealaltă. Mircea, nu trebuie să ne gândim la slăbiciunile cruele, ce-i place ei, ce nu-i place. Aduți aminte. Ea cu orice preț vrea să facă haine din blana câinilor dalmațieni. Mircea, ceva mai simplu nu puteai gândi? De unde o să-ți iau eu ție? De aici, câini dalmație. Mai ales 101. Cucu, dar eu am ajuns. Unde ești? Aici! Da să te cuprind! Nu mă prind! Nu mă prind! Asta! Unde ești? Stai! Eu am mâinile lungi! Hai, cuprinde-mă! Gata! Ai căzut în capcană! Îți place ideea? Am mâinile lungi! Te cuprind! Te rog, eliberează-mă! Unde sunteți?
Eu știu cum să scăpăm de Cruella. Cum? Cu ăsta? Cea mai bună armă e arma minții. Dalmațieni să fie. 101 toți. Ia ducem aici. Eu în viața mea n-am văzut un câine dalmațian, dar tu 101. Mircea, eu cred că nici abonații nu au reușit încă să vadă vreodată un câine dalmațian în viața reală. Dar nu-i nimic. Găsim noi pe telefon. Important, telefonul nostru să latre ca un câine dalmațian. Ca 101 câini dalmațian. Căutăm, eu credeam că vrei să cumperi. Da, căutăm și o ademenim chiar la noi aici. Îi punem pe toți salatele la telefon, iar telefonul îl lăsăm într-un dulap. Acum o prindem noi, pe Cruella, nu e acolo. Iar pe acest dulap îl vom folosi un pic mai târziu. Hai să ne spunem în al treilea. Wow, ce fain, m-ai prins! Iată, chemăm băieții și vom vedea ce vom face cu tine. Uite că ne pârlește! Aghi, aghi! Hai că rămân fără păr pe mine! Băieți, noi am prins unul! Voi? Lăsa băieții cam nu se aud. Băi, ce-o pățit? De mine ați uitat! Cum rămân aici? Mama Sante! Dar ce aud eu? Asta nu-i dalmațian! Voi, unde v-ați pierdut? Ce să vă caut? Unde sunteți? Pe măpările acestea! Dar pe căterea și mi-e confort! Drăguț! Hai venit la mama să vă iau plăniță voastră! Oare unde v-a auzit? Aici? Na, aici? Ce-i asta? Intră acolo! Așa! Și blaste, te recuperă! Mircea, du-l la puțin în coace! Hai, așa! Este! Am prins Coțomanca! Mircea, sună la poliție! S-o ia mai repede! Dar telefonul e blocat în dulap! Nu-i nimic, Mircea! Poliția mi-l returnează imediat! Hai, hai! Nimic! N-ai nicio șansă! S-a luat dulapul! Mircea, cheamă poliția mai repede, Mircea!